Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Titlul declarației mele de astăzi este Eficiența economică în varianta Crindeanu. Stimați colegi, deși inițial îmi propusesem ca astăzi să discut despre un alt subiect din actualitatea dâmbovițeană, un răspuns primit recent de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind situația implementării contractului de servicii pentru elaborarea studiului de prevezabilitate drum Găneasa DX12 Râmnicu-Vâlcea-Ticvenia-1, m-a determinat să modific tema declarației mele politice. Astfel, am fost informat că la nivelul CNAIR se află în derulare un contract de servicii ce a primit ordin de începere în 27 iunie 2023. Obiectul acestui contract îl reprezintă elaborarea studiului de prefezabilitate drum Găneasa DX12 Râmnicu-Vâlcea-Ticveni-A1, ce va fi finanțat din programul Transport 2021-2027 și va presupune, citez, studierea soluției de drum transregio și a soluției de drum de mare viteză printr-o analiză a volumelor de trafic, conform normativelor în vigoare, respectiv a ratei interne de rentabilitate economică. De asemenea, se menționează că, citez, având în vedere scopul proiectului respectiv studierea atât a soluției de drum transregio, cât și a soluției de drum de mare viteză, autostradă sau drum expres, variantele de ocolire vor fi stabilite ca urmare a analizei realizate de către proiectant, în cazul în care va rezulta necesitatea realizării soluției de drum transregio și respectiv că nodurile rutiere vor fi stabilite în cadrul studiului de prefezabilitate în funcție de volumele de trafic cu respectarea normelor și normativelor în vigoare. Totodată, se precizează faptul că după finalizarea acestui contract de servicii privind studiul de prefezabilitate și respectiva vizarea acestuia, Ministerul de Resort va opta pentru una din următoarele două variante de lucru. Fie pentru semnarea unui contract de servicii având ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate, urmând ca ulterior să se încheie un contract de proiectare și execuție, sau se va avea în vedere semnarea unui contract de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate, la care se adaugă proiectul pentru autorizația de construire, proiectul tehnic de execuție și ulterior încheierea unui contract de execuție. Nu în ultimul rând, mi s-a comunicat de către cei de la CNAIR că doar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se poate pronunța pentru construirea unui drum între Găneasa DX12 și Corabia, având în vedere competențele ce îi revin privind strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport de interes național. În acest context, nu pot să nu remarc faptul că eficiența economică este ultimul aspect care îl preocupă pe ministrul Grindeanu, care în loc să aprobe lansarea unei licitații pentru elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru întreg sectorul de drum dintre Corabia și Ticveni-A1, a preferat să semneze un contract de servicii pentru elaborarea studiului de prefezabilitate doar pentru sectorul de drum Găneasa DX12 Râmnicu-Vâlcea-Ticveni-A1. Vă mulțumesc, deputat Lazar Ion Marian, circumscripția 40 Vâlcea.